Numele meu este Diana Grosu-Șandru și cel mai recent curs pe care l-am făcut la Telecom Academy este Python Fundamentals. De Telecom Academy am aflat acum mulți ani, în momentul în care am și încheiat un parteneriat cu Liga Studenților Electroniști, o organizație studențească a cărei președinte eram la acel moment. Am absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației în 2014, licența și în 2016 masteratul, iar în momentul de față mă pregătesc să finalizez și doctoratul, iar în prezent sunt asistent universitar în cadrul aceleiași facultăți și Machine Learning Engineer în cadrul Infineon Technologies. Cursul de Python Fundamentals m-a ajutat să sedimentez o serie de cunoștințe pe care le acumulasem cumva în ultimii ani legate de Python, însă am dorit o abordare sistematizată pentru a fi sigură că toate informațiile pe care le am sunt cele corecte. Horia este un instructor excepțional și un băiat de milioane, a avut tot timpul răbdare cu noi să ne răspundă la toate întrebările, nelămuririle, chiar dacă era vineri seară, târziu în noapte. Totodată îmi place foarte mult platforma pe care au dezvoltat-o, cursul e foarte bine structurat acolo, întrebările sunt foarte utile și exercițiile propuse. Din punctul meu de vedere, cursul Python pe care l-am urmat a fost concis și complet. Din păcate, în perioada studenției nu am beneficiat de un astfel de curs, motiv pentru care am decis să-l fac acum. Recomand tuturor celor care vor să învețe Python și nu numai, să vină cu încredere la Telecom Academy, veți avea parte de antrenori foarte bine pregătiți, empatici, dispuși să vă răspundă la toate întrebările, indiferent de oră, dar și de un curs foarte bine organizat, actualizat, cu informații care vă vor fi clar benefice.